darul egal pe nul, în început ce jos între ei. Are o lungime totală de 7 km, se vizitează doar 100 de metri. 5 niveluri, ne aflăm pe cel superior, sub noi mai sunt încă 4 greu accesibile și rezervații speologice. Temperatura în peșteră 10 grade, temperatură constantă, indiferent de anotimp. Umiditatea 70-80% în anotimpurile ploioase, 30-40% în anotimpurile de soare. Formațiunile karstice, stalagmitele, cele care cresc de jos în sus, stalactitele de sus în jos se unesc la o formă coloană. Pe traseu am avut orga, se aseamănă cu instrumentul muzical folosit mai mult în bisericile catolice, bazinele mici în fața dumneavoastră, domnului. Toate denumirile au fost date de primii speologi care au început cercetarea peșterii în anul 1870. Iar ce ați văzut cu alb se aseamănă cu gheața sau cu sarea, nu este altceva decât carbonat de calciu. Care de